Tânărul acesta a decis să renunțe la studii pentru a lucra ca taximetrist și a-și susține familia. Într-o dimineață, Yong Min începe să curețe mașina pe care o folosește și găsește un telefon misterios. Presupune că unul dintre clienții săi l-a pierdut, dar când încearcă să-l pornească, telefonul eliberează un val de energie care îl șochează profund. Yong Min scapă telefonul din mână, dar îl ridică din nou plin de curiozitate. Chiar atunci un bărbat se apropie de el și îi spune că este reprezentantul băncii. Îl informează pe Yong Min că părinții lui datorau băncii 300 de milioane de won. Băiatul trebuie să plătească prima tranșă de 30 de milioane de won în această lună, altfel banca îi va confisca casa. Băiatul își începe tura de noapte cu intenția de a lucra în fiecare zi din această lună pentru a strânge banii. Primii săi pasageri sunt câteva actrițe îmbrăcate în rochii albi și machiate ciudat. Actrițele vor să meargă la cimitir pentru o filmare. După ce le duce, o altă fată îmbrăcată în rochie albă apare în taxi. Yang Min crede că ea este o prietenă actrițelor. Fata părăsește taxiul trecând prin el. După ce merge mai departe, fata este atrasă înapoi în taxi și plutește în el. Yang Min este atât de speriată încât leșină. Fata iese din mașină din nou și se întreabă dacă este moartă. Fata, Yi Hyun, nu are idei cine este sau cum a murit. Yang Min se trezește a doua zi dimineață, dar fata este încă în taxi. Băiatul fuge în timp ce Yi Hyun îl urmează, dar este atras înapoi în mașină. Yang Min se teme să se urce din nou în mașină. Când apare un agent de circulație, băiatul îi cere politicos să verifice dacă există cineva în taxi. Cum ofițerul nu vede pe nimeni, Yang Min se urcă înapoi doar pentru a o vedea din nou pe fantomă. Cei doi au o scurtă discuție, dar Yi Hyun îl întreabă pe băiat dacă el a ucis-o cu taxiul său și de aceea este blocat acolo. De fapt, ea a găsit ceva sânge pe bancheta din spate. Cu toate acestea, Yang Min îi demonstrează că sângele este fals și a fost vărsat de actrițele din noaptea trecută. Băiatul vrea să scape de fată, dar ea nu poate merge mai departe. Se pare că există o limită și ea revine mereu. Cum ar fi, Yang Min încă trebuie să facă bani. El se întoarce la muncă, dar există o problemă. Clienții săi se îmbolnăvesc în prezența fantomei și nu vor să călătorească cu el. Fantoma drăguță îl convinge pe tânăr să o ajute, așa că el face un portret al ei și merge la cea mai apropiată secție de poliție, întrebând dacă știu despre vreo fată ca cea din desen care a fost implicată într-un accident de mașină. Când tânărul îi spune ofițerului că fata ar putea avea între 20 și 40 de ani, Yi-Hyun încearcă să se privească în oglindă, dar nu are reflexie, deoarece este o fantomă. În altă parte, câțiva detectivi de om ucider lucrează la un caz care o implică pe Yi-Hyun. Mai târziu în acea noapte, tânărul parchează taxiul departe de casa lui pentru a se asigura că fantoma nu-l poate urma. Bunica lui Banja îl așteaptă, iar băiatul fuge direct în brațele ei după experiența ciudată pe care a avut-o astăzi. În timp ce doarme, tânărul are un vis ciudat în care o vede pe Yi-Hyun plutind deasupra lui. El țipă de frică, dar bunica lui îl trezește și își dă seama că este deja dimineață. Banja vrea că el să o ducă cu mașina, iar tânărul o convinge să se așeze pe bancheta din spate. Dintr-o dată, Banja începe să simtă rău, iar Yi-Hyun îi vorbește asemenea tânărului, ceea ce îi face să-și piardă concentrarea și să dea cu mașina peste niște gunoaie. După ce se lasă bunica, tânărul duce mașina la un templu unde două preotese efectuează un ritual pentru a curăța vehiculul de orice energie malefică. Cu toate acestea, fantoma este încă acolo. În cea noapte, tânărul ia în taxi pe doctorul Du și îl duce la spital. Doctorul nu are efecte negative în prezența fantomei. La spital, tânărul își amintește cum doctorul a încercat să-i salveze viața mamei sale când a avut un accident. Băiatul chiar îl tratează pe Du cu niște sucuri pentru a-i arăta cât de recunoscător este pentru ajutorul său. Înapoi acasă, băiatul vizitează un forum pentru a întreba despre fantome. Un utilizator numit Medium Floare îi răspunde, spunând că porțile sunt deschise și fantomele curg în lumea lor. A doua zi, tânărul se întoarce la muncă. La un moment dat, vede un bărbat făcându-i semn să oprească surprinzător. Acest bărbat îi poate vedea atât pe Yi-Hyun cât și pe tânăr. Băiatul le duce pe fantome într-un loc retras pentru a avea o discuție cu ei. Yi-Hyun se ceartă cu cealaltă fantomă, Byung-Kol, spunându-i că l-a găsit prima pe tânăr. Tânărul decide să-l ia și pe el pentru moment, iar când încearcă să ia un om adevărat, acesta nu poate nici măcar să intre în taxi, deoarece începe să-l doară corpul. În acea noapte, tânărul se uită la o fotografie a mamei sale moarte, întrebându-se ce ar trebui să facă. A doua zi intenționează să-și vândă taxiul și să cumpere o mașină nouă, dar asta până când apare o a treia fantomă și îi spune lui Yi-Hyun că are niște bijuterii de aur în spatele fostei sale mașini. Fantoma are nevoie de ajutor pentru a livra bijuteriile fiicei și soției sale. Tânărul îl ajută pe acesta, iar bărbatul ajunge pe Catarsis, făcând trecerea de la această lume la cealaltă. După ce o face, fiica sa îi dă lui Min un inel de aur, răsplătindu-l pentru că i-a permis să-și vadă tatăl pentru ultima dată. Înapoi în taxi, Byung-Kol întreabă dacă îl pot ajuta și pe el. De fapt, el îi poate plăti pentru ajutorul lor, deoarece are niște aur pur ascuns în casa în care locuia. Îl poate ghida pe Min să-l găsească și să-l păstreze. Yi-Hyun vine cu o idee, spunând că ar putea să fie un taxi pentru fantome. Dacă fantomele îl pot plăti cumva, le pot îndeplini dorințele și le pot ajuta să treacă în lumea cealaltă. Min crede că ar putea încerca. Byung-Kol începe să povestească cum a murit într-un accident de muncă la o lună după ce s-a căsătorit cu iubirea vieții sale, Yeon. Min îl duce acasă, unde Byung-Kol îi spune că îi promisese soției sale că îi va instala o cadă, dar nu a avut niciodată șansa să
să o facă. Când Min o vede pe soția lui Cole trecând pe lângă el, se răzgândește. El declară că aceasta este o idee teribilă și pleacă cu Yi-Hyun. În acea noapte, cei doi încep să se certe despre ce ar trebui să facă, dar sunt întrerupți de Ban Ya, bunica îi spune lui Min că chiuveta iar curge, așa că băiatul se apucă să o repare. În timp ce lucrează, și amintește de momente din trecut când mama lui făcea baie. În același timp, Yi-Hyun se plimbă prin casă și observă pozele cu Min și familia sa. El simte groaznic pentru că toată lumea are o poveste, în timp ce ea nu are amintiri din trecutul ei. Având în vedere amintirile sale fericite, Min se răzgândește și decide să-l ajute pe Byung Cole. Când se întorc acasă la el, împreună cu Yi-Hyun, fantoma începe să le spună povestea relației sale, soția sa. S-au cunoscut când au început să lucreze la o cafenea în urmă cu 8 ani și s-au apropiat foarte mult din acea zi. Cea mai bună șansă de a intra în casă este ca Min să pretindă că este un văr al lui Byung Cole. Desigur, fantoma îi oferă toate informațiile necesare pentru a face ca interpretarea lui să fie credibilă. Min bate la ușa lui Yi-Hyun și pretinde că vărul său i-a vorbit despre planul său de a instala o cadă. În casa lor, din respect pentru memoria vărului său, Min vrea să facă el lucrarea și să instaleze cada. Odată ce grupul este înăuntru casei, Min îi cer lui Yi-Hyun niște acte pentru a o distrage. Yi-Hyun merge cu ea, în timp ce Byung Cole îi duce pe băiat într-un alt dormitor pentru a căuta aurul. După câteva încercări nereușite, în cele din urmă găsesc aurul ascuns în sistemul de aer condiționat. Yi-Hyun începe să țipe pentru a informa că Yi-Hyun se întoarce în sufragerie, dar Min este deja acolo în timp ce discută. Yi-Hyun primește un telefon de la locul de muncă al lui Byung Cole, iar Min se oferă să o ducă cu mașina. În același timp, bunica lui este vizitată de doi detectivi, iar Yi Chang și Tae-hyun, care o întreabă cine a condus taxiul acasă noaptea în care a murit mama băiatului. Bunica nu cunoaște această informație și îl sună pe Min să-l întrebe. Surprinzător, băiatul îi spune că el nu a fost cel care a condus taxiul acasă. Min trebuie să închidă telefonul deoarece un avocat de la fosta compania lui Byung Cole apare. În timp ce avocatul începe să vorbească cu Yi-Hyun, apar două persoane în vârstă care pretind că sunt părinții lui Byung Cole. Fantoma nu-i recunoaște pentru că mama s-a abandonat când era copil. Cu toate acestea, femeia arată avocatului niște acte demonstrând că sunt într-adevăr părinții lui. Când Yi-Hyun are o discuție privată cu ea, femeia îi dă un carnet de bancă. Ea pretinde că a deschis un cont bancar pentru fiul ei când era copil pentru a-i depune bani. La mai târziu, femeia spune că Byung Cole iubea caisele, în timp ce fantoma dezvăluie că era alergic la caise. Femeia află de asemenea că Yi-Hyun nu și-a publicat certificatul de căsătorie, o informație pe care o folosește pentru a revendica rambursarea companiei pentru moartea lui Cole. Yi-Hyun este firește furioasă pe ea, dar femeia spune că va împărți o mare parte din rambursare cu ea. În timp ce conduc mai târziu, cuplul de bătrâni se dezvăluie a fi o pereche de scroci. Femeia dezvăluie că a petrecut ceva timp cu mama reală lui Byung Cole în închisoare și așa afla despre el. În altă parte, Min o duce pe Yi-Hyun acasă, apoi se întoarce la casa lui. Băiatul suspectează că ceva este în neregulă cu presupușii părinții lui Byung Cole și citează exemplul cu caisele. O mamă adevărată nu ar neglija niciodată ceva atât de important precum o alergie alimentară, deoarece prioritatea principală a unei mame este să-și păstreze copiii în siguranță. A doua zi dimineață, Min și Yi-Hyun găsesc casa în care locuia mama lui Cole. Băiatul ghicește parola ușii care este ziua de naștere a lui Cole și intră în casă. Ea își dă seama că a avut dreptate când găsește o poză cu mama reală lui Cole alături de escroacă. Când îi arată această poză lui Cole, fantoma își amintește când mama s-a lăsat la orfelinat. Când era mic, s-a uitat la mâna ei și își amintește că mama sa avea un semn pe mâna dreaptă. Min se întâlnește din nou cu Yi-Hyun pentru a-i spune despre suspiciunile sale. Ceea ce trebuie să facă acum este să se întâlnească din nou cu avocatul și să dovedească faptul că escroaca nu este mama adevărată a lui Cole. Într-adevăr, Yang Min organizează întâlnirea și avocatul îi cere femeii să-i dea amprenta. Femeia ezită să-și dezvelească mâna dreaptă, dar Yang Min îi scoate mânușa pe care o purta. Cu acestea, asta nu este suficient pentru a dovedi ceva avocatului care ia amprenta. Avocatul comentează că amprenta ei este estompată, dar femeia îi spune că a lucrat în condiții grele toată viața ei. Așa că din această cauză se întâmplă acest lucru. Femeia se preface că este insultată de neîncrederea tuturor, așa că își smulge un fir de păr din cap și le cere să facă un test ADN pentru acesta. Cu toate acestea, ea știe că nu au nimic cu care să compare părul ei, deoarece Cole este acum mort. E o leșină și este dus la spital unde doi spune că este însărcinată în 3 luni. Când se întâlnesc din nou pe hol cu femeia, Yang Min îi spune acestea că a făcut o greșeală. Grupul este de fapt capabil să facă testul ADN comparând părul femeii cu ADN-ul copilului. Când avocatul sună din nou cuplul în vârstă, Yang Min intră în grabă cu dovada care arată că ea nu este mama lui Byung Cole. Femeia se întreabă cum au reușit să facă acest lucru, dar Yang Min îi amintește că s-a întors la birou după ce toți au plecat pentru a recupera părul ei. Escrocii nu mai pot face nimic pentru a revendica banii și încep să fugă. Yang Min aleargă după ei, dar escrocii reușesc să scape navigând prin coridoarele spitalului. După ce ies din spital, problema cu banii este rezolvată și Yi-Hyun este cea care îi va revendica. Yang Min petrece un moment singur cu Yi-Hyun, care este foarte mândră de el. Cei doi sunt atrași unul de celălalt și Yi-Hyun sugerează că ar trebui măcar să bată palma. Dar în timp ce încearcă să facă asta, Yi-Hyun trece prin el și se împiedică de pământ. Yang Min încearcă să-i dea mâna pentru a o ajuta să se ridice, deși știe că o va putea să o atingă.
Măsor ce își întind mâinile, Yang Men își dă seama că Yi Hyun poartă o brățară care îi aparține mamei sale. În orice caz, Yi Hyun nu are idee cum a obținut brățara. Cei doi sunt întrerupți de Yeon, care mulțumește lui Yang Men pentru tot ce a făcut pentru a ajuta. Șoferul de taxi o duce pe femeia acasă, dar nu pleacă imediat pentru că o vede că Yeon a lăsat cărțile vechi de bancă ale lui Cole în mașină. În interiorul casei, Yeon se luptă cu scrocii care au venit să se răzbune. Cole fuge afară și îl informează pe Yang Men despre ei. Băiatul se întoarce înapoi la apartamentul ei, dar ușa este încuiată. Yeon implore infractorii să nu-i facă rău pentru că și copilul ei va fi rănit. Cu toate acestea, infractorul o amenință cu un cuțit, iar Cole devine din ce în ce mai îngrijorat. Dar cu cât devine mai disperat, cu atât încearcă mai mult să spargă încuietoarea ușii, astfel încât Yang Min să poată intra. În cele din urmă reușește să spargă încuietoarea, deși forma sa este imaterială. Yang Min aleargă înăuntru și oprește pe infractor din a-i face rolul Yeon. Poliția arestează pe scroci, iar Yeon este liberă să se întoarcă la viața ei de dinainte. Cu toate acestea, mai este un lucru pe care Yang Min trebuie să-l facă pentru a se asigura că această poveste are un final fericit. Tânărul șofer îi spune lui Yeon că Cole este chiar acolo, prezent cu ei sub formă de fantomă. Cole începe să vorbească și Yang Min transmite mesajul lui soției sale. Yeon este emoționată de cuvintele lui, deoarece recunoaște că acesta trebuie să fie cu adevărat soțul ei. Nu există nicio modalitate ca Yang Min să știe aceste detalii și să vorbească despre ele. După ce și-a transmis ultimele cuvinte soției sale, Cole este liber să facă să altul din această lume în cealaltă. Când Yang Min se întoarce acasă, începe să caute brățara pe care o dăduse mamei sale. Bunica lui îl vede răscolind lucrurile mamei sale și îl întreabă despre asta. Yang Min caută brățara pentru că era foarte specială pentru el și mama lui. Adăugase multe detalii mărunte la ea pentru a o face unică. Yeon Ja își ia telefonul și arată lui Yang Min câteva poze cu mama lui purtând brățara, dar una dintre aceste poze este foarte neobișnuită. Șoferul își vede mama într-un selfie cu Yi Hyun, ceea ce înseamnă că cele două femei se cunoșteau. Când Yang Min este singur cu Yi Hyun, întreabă din nou despre brățara. Din păcate, fantoma nu își amintește de ea, dar spune că trebuie să investigheze acest indiciu. Poate că un indiciu îl va duce la următorul și va putea afla mai multe informații despre ea. A doua zi, în timp ce își conduce taxiul, Yang Min primește un telefon de la cei doi detectivi care investigează cazul mamei sale. Acum aflăm că mama lui a fost ucisă și abandonată lângă o motocicletă pe drum. Min se întâlnește cu detectivii la o cafenea și le spune că magazinul este rece din cauza aerului condiționat, făcându-i să meargă să se așeze afară, astfel încât Yi Hyun să poată simți aroma minunată a cafelei. Yi Hae Chan vrea să știe ce s-a întâmplat exact în acea noapte și cel mai important, de ce Yang Min nu a luat taxiul mamei sale. Un flashback este declanșat pentru a ne arăta ce s-a întâmplat în acea noapte din perspectiva lui Yang Min. Băiatul era la telefon cu mama sa și făceau planuri să mănânce împreună. Într-o dată, Yang Min a auzit niște zgomote ciudate și mama lui a închis telefonul. Apoi Yang Min a început să alerge până și-a găsit mama. Doctorul Du era deasupra ei și încerca să o salveze până a sosit ambulanța. Yang Min nu a putut urca în ambulanță pentru că nu era suficient loc pentru toată lumea. S-a gândit să conducă taxiul mamei sale până la spital, dar apoi și-a amintit că ar trebui să lase locul neatins pentru ca poliția să le examineze. Întors în prezent, Yang Min le spune detectivilor că este nervat de ei. În loc să bea cafea și să pună întrebări stupide, ar trebui să-și facă treaba și să găsească persoana care a lovit-o pe mama sa. Imediat după aceea, Yang Min și Yi Hyun vizitează locul de odihnă al mamei sale, încercând să-și dea seama dacă există ceva care ar putea servi drept indiciu. În timp ce discută, un bărbat ciudat îi fotografiază de la distanță. Între timp, Yeon Ja este îngrijorată de viața personală a nepotului său, așa că decide să sune o fată care îi place de el. Acea fată este So Ri, o tânără asistentă care lucrează la spitalul Dae Han împreună cu doctorul Du. Bunica o invită pe fată la un pahar cu ea și cu nepotul ei, dar So Ri are o zi aglomerată, deoarece un bărbat rănit s-a dus la spital. Doctorul Du stabilizează inițial, dar apoi bărbatul este în pericol de a muri. Du se întoarce în sala de urgență, împinge un asistent deoparte și încearcă să-l resusciteze pe bărbat. Din păcate, trebuie să anunțe rudele bărbatului că acesta a murit. Mai târziu, Yang Min ia un pasager de pe drum, iar acest tânăr are niște puteri supranaturale. Ochii lui devin albaștri când este capabil să o vadă pe Yi Hyun. Yang Min oprește mașina pentru a avea o discuție cu acest bărbat care zăvește a fi Flower Medium. Bărbatul scoate o vrajă scrisă pe o hârtie galbenă și încearcă să o lipească pe fruntea lui Yi Hyun pentru a scăpa de ea, dar Yang Min îl oprește. Bărbatul îi spune că nu are idee ce face, ar trebui să stea departe de fantome, dar pentru că Yang Min nu este convins, bărbatul îi dă o carte de vizită înainte de a pleca. Apoi Yang Min și Yi Hyun descoperă că fantoma nu este atașată de mașină, ci de un telefon. Tânărul șofer ia telefonul și fantoma este atras de el, ceea ce o propulsează înainte și o aduce foarte aproape de Yang Min. În timp ce amândoi nu se pot opri din a se gândi unul la altul, bateria telefonului se descarcă și fantoma dispare. Yang Min încearcă să cumpere un încărcător, dar nu găsește unul. În continuare este distras de mai mulți clienți care se urcă în taxiul său și noaptea devine foarte profitabilă pentru el. Între timp, Yi Hyun este prinsă într-un loc întunecat care arată ca un fel de tărâm al umbrelor. A doua zi dimineață, Yang Min îi oferă bunicii sale o plimbare și observă acest telefon stricat. Yang Min îi spune că nu funcționează, așa că bunica ia și l-aruncă în coșul de reciclare. Yang Min nu o poate opri la timp, dar se gândește și că poate ar trebui să-și continue viața ca o persoană normală. Pe măsură ce ziua progresează, totul îi amintește lui Yang Min de Yi
Pi-hyun, fantoma de care este îndrăgostit. Între timp, Pi-hyun este prinsă în tărâmul umbrelor, iar dintr-o dată vede o femeie cu bebelușul ei apărând, dar aceasta dispare din nou. În lumea celor vii, Yang Mi recuperează telefonul din coșul de reciclare și cumpără încărcător pentru el. Apoi se întoarce acasă și conectează încărcătorul la telefon. Telefonul începe să se încarce și Yi-hyun se întoarce aterizând în brațele lui Yang Min. Și amândoi știu că o relație între ei nu ar funcționa, nu pot să nu simtă atracție unul pentru celălalt. Dar deocamdată tot ce pot face este să continui să lucrez la mica lor afacere cu fantome, îndeplin dorințele fantomilor și ajutându-le să atingă catarsisul. Într-o noapte, Yang Min ia o fantomă care nu are bani pentru a plăti cursa. Fantoma încearcă să scape, dar Yi-hyun o prinde deoarece nu are bani. Această fantomă îi prestă unei alte fantome care ar trebui să-i ajute cu afacerea lor. Această altă fantomă îi duce la o stație de autobuz din Seul și le spune că fantomele se adună acolo în timpul zilei, ceea ce înseamnă că Yang Min poate lua multe dintre ele și le poate taxa pentru serviciile sale. A doua zi, Yi-hyun este foarte entuziasmată și găsesc o mulțime de fantome formând o linie la stație de autobuz. Yi-hyun vorbește cu câteva dintre ele pentru a le asculta dorințele până când se apropie de fantoma unui tânăr purtând ochelari. Acest bărbat este Sin-hyun, unul dintre vechii colegi de facultatea lui Yi-hyun. Tatăl informează pe Yi-hyun despre numele ei real și îi spune că era foarte veselă pe vremea când erau la facultate. Sin-hyun îi duce pe ea și pe Yang Min la un magazin care îi aparținea și arată o fotografie veche de-a lor. În imagine, Yi-hyun recunoaște femeia pe care a văzut-o în lumea de dincolo ținând un copil în brațe. Sin-hyun o informează că această femeie era cea mai bună prietena lui Yi-hyun. Apoi Sin-hyun îl ajută pe Yang Min să deschidă un safe în care găsește o sumă de bani. Sin-hyun vrea ca el să păstreze banii să-l ajute să-și deplească lista de dorințe pentru a putea face saltul. După aceea, Yang Min o duce pe Yi-hyun la vechea ei școală unde descoperă că ea a fost campioană la arte marțiale. Mai târziu, șoferul vizitează și el mediumul cumpărând o oglindă care poate reflecta fantomele și întrebându-l dacă fantomele își pot schimba hainele înainte acasă, încercând acest lucru și Yi-hyun reușește să schimbe ținuta. Se pare că Sin-hyun este îndrăgostit de Yi-hyun și are o lungă listă de dorințe. Mai întâi vrea să meargă la cumpărături cu ea, apoi vrea să vadă un film cu ea. După aceea vrea să iasă să mănânce cu Yi-hyun, dar cum ar fi ciudat ca Yang Min să iasă la întâlnire cu un scaun gol. O cheamă pe bunica lui să-l aștepte să mănânce ce a comandat. În timp ce toate acestea se desfășoară, Yang Min devine gelos. El mai află de la Sin-hyun că dacă două fantome se îndrăgostesc, vor putea să treacă împreună următorul plan al existenței. Ultima parte a planului Sin-hyun este să-i oferă lui Yi-hyun un inel, așa că Yang Min merge să cumpere inelul pentru el. Confuz de toate acestea, Yang Min decide să ia o pauză la un centru de wellness, dar dă peste Flower Medium, care îl informează că o fantomă poate face saltul dacă dragostea crește în inima ei. Între detectivii se întâlnesc cu un alt ofițer de poliție, Wang So, care este tatăl lui Yi-hyun. Tatăl îi informează pe detectiv că înainte de a dispărea, Yi-hyun lucra la cazul cele mai bune prietene a ei. Cea mai bună prietene a ei se presupune că a murit în camera de urgență, dar fiica sa credea că femeia și copilul ei au fost uciși. În altă parte, Yang Min petrece ceva timp cu Sori, dar nu poate să simtă nimic pentru ea. În cele din urmă, Yang Min se întoarce acasă și decide să o ducă pe Yi-hyun la vechiul ei coleg de clasă. Le permite fantomilor să aibă momentul lor, iar Sin-hyun îi spune lui Yi-hyun că pot pleca împreună în această lume. Totuși, Yi-hyun îl iubește și acest salt nu este posibil pentru ea. În același timp, Yang Min regretă că i-a lăsat singur și se grăbește înapoi la ei. Ajunge în cameră, îl vede pe Sin-hyun făcând saltul și se teme că Yi-hyun va pleca pentru totdeauna. Totuși, iubita lui fantomă este încă acolo pentru că nu-l iubește pe Sin-hyun. Când iese afară, Yi-hyun îl tachinează pentru că aparent este frică să o piardă. Yang Min se preface că nu vrea ca ea să plece pentru că mai au mult de lucru pentru a afla ce i s-a întâmplat. Curând cei doi se întâlnesc cu mediumul sperând să obțină mai multe informații. Mediumul este pe cale să arunce o vrajă asupra telefonului la care Ji-hyun este conectată, dar aceasta se teme de tranziție, așa că țipă și reușește să sufle vraja din mâinile mediumului. Apoi mediumul încearcă hipnoza și aduce la suprafață câteva dintre vechile amintiri ale lui Ji-hyun. Ji-hyun poate vedea că investiga cazul morții fiului ei, vede că a pus la zid un detectiv particular pentru niște fotografii pe care acesta le deținea. Când se trezește, însoțește pe Yang Min și vizitează biroul detectivului particular. Totuși, biroul a fost golit și nu mai este nimeni acolo. Cei doi trebuie să se abată de la eforturile lor pentru o scurtă perioadă când un copil intră în taxiul lor cerând ajutorul lor, iar micul Ha-jun a auzit că acest taxi îndeplinește dorințe, așa că vrea ca Yang Min să-l ajute să-și găsească sora. Băiatul o poate vedea și pe Ji-hyun, deși este în viață. Echipa se desparte, iar Ji-hyun îl ghidează pe băiat să viziteze mai multe magazine și să pună întrebări despre sora lui dispărută. Între timp, Sori asistă la un act ilegal când vede un asistent medical, Kim Jong, furând niște medicamente din spital. Îi spune lui Du despre asta, iar doctorul o cheamă pe altă asistentă, Kim Hyun, să-i aducă niște statistici. După ce le vizuiește statisticile, Du își dă seama că numărul deceselor a crescut după ce Kim Jong s-a alăturat spitalului. Doctorul pune la cale o capcană și îl înregistrează pe asistentul medical furând medicamentele. Înapoi la spital, doctorul spune că băiatul a fost în spital de mult timp și că încă este acolo. Yang Min se întâlnește cu un grup de fete care o cunoșteau pe sora dispărută a băiatului, Ha-yeol. Este cel mai interesat să vorbească cu Ji-hyun, o fată care lucra în aceeași magazin alimentar cu Ha-yeol. Fata își amintește de un incident când Ha-yeol a ajutat-o să iasă dintr-o
într-o situație dificilă, dar restul grupului de fete nu o lasă să vorbească. O retrospectivă dezvolă că acest grup de fete obișnuia să o batjocorească pe Hayol pentru a fura țigări pentru ele. În prezent, Yong Ming se apropie de Ji Hyun și o invită să intre în taxiul său, care servește ca un spațiu protejat pentru ea. Lidera grupului de fete batjocoritoare o sună pe Hee Jun și o amenință să nu vorbească. În acea noapte, Yong Ming este prins într-o ambuscadă de un grup de bătăuși. Fata batjocoritoare i-a plătit pentru a-l bate. Deși îl bat pe Yong Ming, detectivii de poliție sunt notificați și se alătură scenei la timp pentru a-l ajuta pe Yong Ming. După ce mâna îi este tratată, Yong Ming continuă să o caute pe fata dispărută. Poliția îi găsește telefonul și spune că fata a lăsat un mesaj de rămas bun pe acesta. Hee Jun crede că este un scenariu făcut de oamenii care probabil au ucis-o pe fată. Hee Jun decide să vorbească, iar o retrospectivă dezvolă că ea și Hayol au decis să înfrunte batjocoritoarele. Totuși, batjocoritoarele au atacat-o pe Hayol și au ucis-o accidental. Au acoperit-o și lidera hărțuitoarelor a amenințat pe toată lumea să tacă, altfel îi va ucide și pe ei. În prezent, Hee Jun îndeamnă pe Yang Min în direcția corectă și el pleacă în căutarea fetei. La un moment dat alunecă și Hee Jun reușește să-i prindă mâna și să-l țină. În cele din urmă o găsesc pe fată care este încă în viață și o duc la spital. La spital, fantoma fetei apare grupului și le mulțumește că au găsit-o. Toată lumea crede că fata este moartă, dar când fantoma îi dispare, sufletul ei se întoarce de fapt în trup și se trezește. Întreaga ei familie mulțumește lui Yong Min, iar fata se împacă cu Hee Jun. Are loc un alt incident la spital unde Kim Jong-un este concediat și încearcă să-l atace pe Du. Totuși, Sori îi întrerupe și Kim Jong-un nu are de ales decât să plece. Yang Min și Hee Jun au ocazia să relaxeze și să petreacă ceva timp împreună. Cele se apropie și își fac speranțe pentru că Hee Jun a reușit să se materializeze pentru câteva secunde și să-i prindă mâna cu o seară înainte. Când se urcă în taxi, fețele lor se apropie foarte mult, dar Hee Jun își amintește cuvintele vechiului ei coleg care a spus că va putea să treacă mai departe dacă se va îndrăgosti de Yang Min. Hee Jun își dă seama că dacă se va îndrăgosti de el va dispărea, așa că decide să se retragă și să păstreze distanța față de el. Cu toate acestea, decide să urmeze o tradiție locală coreană și să încuie o inimă cu numele lor într-un loc special. În timp ce fac acest lucru, dau peste Do și Sori. Hee Jun își amintește că a fost tratată de acest doctor în trecut, așa că Yong Min îi arată poza cu mama lui împreună cu Hee Jun, întrebându-l dacă o cunoaște. Doctorul își amintește că a văzut-o pe această fată în trecut, dar din păcate acum este moartă. În acea noapte, Yong Min face și cercetări online pentru Hee Jun, dar își dă seama că nu apar conturi de social media cu numele ei. A doua zi dimineață, Yong Min vizitează secția de poliție și arată aceeași poză detectivilor de poliție. Detectivii sunt inițial reticenți, dar în cele din urmă îi dezvăluie că mama lui o cunoaște pe Hee Jun printr-un program numit Cap Taxi, care folosea unele taxiuri pentru a transporta ofițeri de poliție. Asta înseamnă că Hee Jun era ofițer de poliție. Între timp, asistentul medical se întoarce la spital și îl atacă pe doctorul Do. Deși reușește să-i taie brațul, Kim Ya-in trebuie să fugă când este chemată securitatea. Yong Min mai face o vizită la mediumul de flori pentru că vrea să-l întrebe dacă este posibil ca fantome să se materializeze. Mediumul de flori îi spune că este imposibil și îl îndeamnă să nu mai viseze la a-și petrece viața cu această fantomă. De asemenea, îl informează că dacă o fantomă își pierde calea, se transformă într-un spirit rău, de aceea Yong Min trebuie să stea departe de fantomă. Între timp, detectivii de poliție au discuție cu doctorul Du, întrebându-l de ce crede că l-a atacat pe Kim Ya-in. Ei bine, asta e ușor de răspuns pentru doctor, care le spune că asistentul medical este nemulțumit pentru că Do a vorbit cu poliția și fură medicamente de la spital. Înainte ca detectivii să plece, Kim Hyun îi informează despre rata mai mare a deceselor pe care o vede de spital în ultima vreme. Mai târziu, Yang Min o vede pe bunica lui lucrând pe drum. O duce acasă și cere să renunțe la acest program, dar bunica lui nu are de gând să facă asta, pentru că au nevoie de bani pentru a-și plăti împrumutul. A doua zi dimineață, Yong Min ia măsuri și vizitează detectivul particular pe care Hee Jun îl pusese la zid în trecut. Șoferul îi arată poza, dar detectivul Gong Bong nu se dispus să elaboreze. Cum Yong Min nu are de gând să-l plătească sau să-l angajeze, îl dă afară din birou. Odată rămas singur, Go Bong își amintește de o vizită pe care a avut-o de la Hyung So în trecut. Ofițerul întreba despre unul dintre clienții săi care îl rugase să facă niște poze ciudate cu oameni care își plâng persoanele dragi. Gong Bong i-a spus atunci că nu poate dezvălui detalii despre clienții săi, dar realitatea este că nu avea idee cine era persoana care îl plătea pentru acele poze. Întors în prezent, Yang Min o vizitează pe Sori la spital pentru a o întreba cum a murit Hee Jun. Asistenta dezvăluie că fata a fost adusă la spital inconștientă și a fost inițial stabilizată. Totuși, starea ei s-a înrăutățit brusc și a murit. Când Yong Min se întoarce acasă, Hee Jun îi spune că acest caz devine din ce în ce mai complicat și
și probabil a murit în timp ce cerceta ce s-a întâmplat cu cea mai bună prietena ei. Young Min o ia și se întorc la spital, unde doctorul Dul vede pe șofer vorbind de unul singur. După o scurtă întâlnire, Young Min continuă să investigheze spitalul până când apare fantoma lui Ko Du. Ko Du era un ofițer de poliție care a murit în acest spital și a fost prins în această lume timp de 5 ani. Îi cer lui Young Min să-l ajute în schimbul mai multor informații despre spital și despre Kim Jong, asistenta care a fost concediată. Dacă dorința lui Ko Du este să-și vadă fica pentru ultima oară, când fica lui era mică, Ko Du lucra prea mult. De fapt, era atât de distant față de ea încât fica lui a ajuns să-l urească și au pierdut orice fel de comunicare. Young Min este de acord să-l ajute, dar nu reușește să-i găsească fica. Dimineața petrece ceva timp cu Yi Hyun, încercând să o ajute să se materializeze din nou, dar asta se dovedește a fi mai greu decât credeai. Între timp, Ko Du crede că vechiul său partener va avea informații despre fica lui. Coincidență, vechiul său partener este Ong So. Young Min stabilește o întâlnire cu el de îndată ce Yi Hyun îl vede. Inima începe să o doară. Șoferul întreabă despre asta, dar fantoma nu poate explica acest sentiment. În orice caz, Young Min îi spune lui Ong So că Ko Du l-a ajutat în trecut și vrea doar ca fica lui să știe ce fel de persoană era tatăl ei. Ong Su dezvăluie că fica lui locuiește în Statele Unite ale Americii, dar este în Seul pentru weekend pentru a ține o prezentare despre tehnologia viitorului. Young Min o găsește și reușește să aibă o discuție cu ea. De fapt, îi spune despre prezența lui Ko Du, dar fiind om de știință, ea nu crede în așa ceva. Totuși, un reflector se prăbușește în timp ce se pregătește pentru următoarea prezentare, iar Ko Du reușește să o salveze înainte ca luminele să-i lovească capul. Acum ea este convinsă și crede că tatăl ei este prezent. Grupul se întâlnește din nou cu ea la locul de odihnă al tatălui ei. Young Min îi transmite ultimele cuvinte ale tatălui ei, iar femeia și iartă tatăl pentru că a fost absent din viața ei, permițându-i să treacă la următorul plan al existenței. Cu acest lucru rezolvat și acum că Kim Jong-un a devenit principalul suspect, Young Min îi găsește apartamentul și fantoma surorii sale chiar în fața acesteia. Când intră în apartament, văd că sora lui Mi Young este moartă, deși nu-și amintește cum a murit. Ea afirmă că nu există nicio șansă ca fratele ei să o fi ucis. Young Min găsește fotografiile pe care detectivul particular le făcuse pentru clientul său necunoscut, ceea ce a ridicat în mod normal că Kim Jong-un este responsabil pentru atâtea morți. Pe de altă parte, Young Min crede că asta e mult prea evident, dar ar fi fost criminal, nu ar fi lăsat aceste fotografii pur și simplu în camera lui. Dată forma lui Yi Hyun începe să pâlpie și vedem că nu este complet moartă, ci mai degrabă în comă în propria ei casă. Fiind păzită de tatăle ei, când este stabilizată, Kim Hyun apare ca doctorul Du pentru a-l informa despre prezența lui Young Min. Un scurt flashback ne arată că Kim Hyun îl cunoaște pe Du de când era mic. Bunicul se obișnuia să-l abuzeze, dar asistenta care era dădaca băiatului pe atunci l-a oprit amenințându-l că va chema poliția. Young Min este dus la închisoare pentru câteva ore, dar este eliberat curând, deoarece nu există dovezi că ar fi ucis-o pe Mi Young. De fapt, ea este moartă de mai bine de o săptămână. Polițiștii îl informează de asemenea că motocicleta care a lovit-o pe mama sa a fost găsită. Kim Young este încă liber. Pe când se pregătește să plece de la secția de poliție, Yi Hyun vede o poză cu ea și tatăl ei, ajutându-o să-și amintească mai multe părți din trecutul ei. Ea obișnuia să fie polițistă în același departament ca tatăl ei. Young Min decide să se întâlnească din nou cu onsul ei, dar nu-i spune că poate să-i vadă fica. Îi arată poza cu mama lui împreună cu Yi Hyun și îi spune de asemenea că fica lui era prietena lui, așa că este foarte interesată de descoperirea adevărul despre moartea ei. Șoferul se întâlnește și cu Mi Young din nou, care insistă că el este criminalul. El îi spune apoi că el este criminalul, apoi îi spune că fratele lui este o persoană bună. El îi spune că obișnuia să consume substanțe ilegale, așa că de aceea fratele ei a furat acele droguri din spital. Deși era greșit, a făcut-o pentru ea. Apoi Mi Young îi duce la o casă mare și frumoasă unde fratele ei s-ar putea ascunde. El zvăluie că această casă aparține lui Kim Hyun, deși nu este plătită suficient de mult pentru a-și permite, știe aceste informații pentru că fratele ei obișnuia să meargă la pescuit cu ea uneori. În timp ce Young Min verifică dacă este cineva înăuntru, unul urmărește prin camerele casei. Young Min împărtășește aceste noi informații cu Young So și află de asemenea că Kim Hyun a crescut într-un orfelinat. În plus, fostul proprietar al acelei case mari era bunicul lui Du. Young So le ia pe Young Min cu el să participe la investigații, dar trebuie să se lase pentru puțin timp, pentru că una dintre prietenii lui de la compania de taxiuri și-a pierdut mama, despre care se dezvăluie acum că a fost ucisă sub tratamentul lui Du. Du participă la înmormântare și pretinde că se simte rău din cauza morții femeii, dar Yi Hyun îl surprinde zâmbind ca un reflex. Când Young Min iese afară, reușește să vadă fantoma femeii. Își cheamă prietena să iasă afară și apoi îi spune tot ce vrea mama ei să-i spună. Deși prietena lui îl privește cu scepticism, este convinsă că fantoma mamei ei este prezentă, deoarece Young Min vorbește despre detalii despre care nu ar fi putut să știe. În același timp, detectivii de poliție îl găsesc pe Gong Bong mort în biroul său. Tot acestea găsesc și o fotografie pe care Gu Bong o păstrase ca garanție. Este o fotografie a unei motociclete cu emblema Daehoo pe ea. Această emblemă este dată asistentelor care absolvă școala de asistenți Daehoo. Detectivii de poliție caută și cadavrul femeii care a ucis pe Du. Kim Jong nu era una dintre ele. Kim Hyun se întâlnește cu Du și acum adevărul este dezvăluit când el avertizează că trebuie să se oprească pentru că ar putea fi prinș. Un flashback dezvăluie că Kim Hyun l-a ucis în cele din urmă pe bunicul lui Du, deoarece acesta abuza băiatul. Apoi cei doi au locuit împreună și Du a dobărit tot ce aparținea bunicului său. Du decide să acționeze și să viziteze casa lui Young Min sub pretextul că
îi aduce lui Banjo medicamentele, deoarece ea nu a mers la spital să le ia. Când Youngmin merge la spital să-l vadă pe Du, Du începe să se uite prin casă, dar Yi-hyun îl urmărește și-l anunță pe Youngmin. Șoferul îl prinde pe Du și decide să joace următoarea sa carte. În apartamentul lui Kim Young, Youngmin găsise o scrisoare care îl îndeamnă pe Kim Jung să-l anunțe pe autorul scrisorii, dacă are nevoie de ajutor. După ce se întâlnește cu Kim Hyun pentru niște jocuri mentale și după ce Yi-hyun are câteva flash-uri din trecut, Youngmin merge la spital și folosește notița pentru a o compara cu mai multe stiluri de scriere. Își dă seama că literele de pe notă sunt identice cu stilul de scris al lui Kim Hyun. Du o vede pe Soo interacționând din nou cu Youngmin și o întreabă despre asta, dar fata se abține să-i spună adevărul pentru că l-a lăsat pe tânărul șofer să se uite la dosarele ei. Câteva minute mai târziu, poliția vine la spital cu un mandat și îndeamnă pe toți să coopereze cu ancheta lor. Când Do părăsește spital, merge într-un loc retras și plănuiește să-l omoare pe Kim Young, care este legat la pământ. În altă parte, Hyun este pe cale să dispare din nou, dar se stabilizează din nou pe măsură ce doctorii se ocupă de corpul ei real, ceea ce înseamnă că încă este în viață. Youngmin sugerează că trebuie să acționeze rapid și că poate ar trebui să arunce o momeală pentru Kim Hyun. Youngmin îi vizitează apartamentul și numai că îi spune că știe despre nota pe care a scris-o lui Kim Young, dar îi arată și fotografia cu motocicleta, spunându-i că știe că motocicleta care a lovit-o pe mama lui aparține. După ce îi spune că o va distruge, Youngmin pleacă din apartament, dar de îndată ce iese din clădire este lovit cu o bâtă și leșină. Când se trezește este legat de un scaun lângă trupul neînsuflețit al lui Kim Jong. Du dezvăluie că este un om corupt, mărturisind că i-a ucis pe toți. Îi spune lui Youngmin că s-a bucurat atât de mult să fie adorat de el pentru că ar fi ajutat-o pe mama lui, în timp ce de fapt el a fost cel care a ucis-o. Du îl plătise pe detectivul particular să facă poze cu oamenii care își jeleau persoane dragi, pentru că pur și simplu îi place să vadă suferința altora. În timp ce Du toarnă benzină în jurul lui Youngmin, un flashback ne arată tot ce s-a întâmplat în ziua în care Yi-hyun și Youngmin au fost uciși. Mama șoferului a murit. În acea dimineață, Youngmin s-a certat cu mama lui pentru că lucra ore lungi pentru a-și păti împrumutul. Apoi a mers la facultate pentru că urma să devină și el polițist, deși a renunțat după moartea mamei sale. Mama lui, Kim Yin, a condus-o pe Yi-hyun la un eveniment și a dat brățara ei ca să pară mai prietenoasă. În acea zi, Yi-hyun o investiga pe Kim Hyun pentru că o suspecta pe ea și pe Du pentru moartea prietenei ei. S-a prefăcut că este prietena ei și a băut ceva cu ea în apartamentul ei, dar Du cunoștea planul și a încercat să o omoare. Yi-hyun s-a luptat înapoi în timp ce Du îi filma agonia pe telefon la care Yi-hyun era conectată. Cu telefonul în mâini, Yi-hyun a ajuns la taxiul lui Kim Yin, dar Du o urmărea. Yi-hyun a scăpat telefonul în mașină când a leșinat în ea. Kim Yin a încercat să o ia, dar a fost lovită de Kim Hyun cu motocicleta. Du a încercat să o termine pe Kim Yin, dar acum erau oameni prin preajmă și a venit și Youngmin, a pretins că o ajută și a ucis-o mai târziu în spital. În măsură ce toată lumea a părăsit scena, inclusiv Youngmin, Du a fost singurul care a reușit să scape. Kim Hyun s-a întors să fure cutia neagră din mașină. Ea a scăpat de Yi-hyun și a abandonat și taxiul. În prezent, Du încearcă să-l ardă de viu pe Youngmin, dar este salvat de poliție, iar un scurt flashback ne arată că Youngmin instalase o aplicație pe telefonul său, permițându-lui Soo să-i urmărească locația. Întoarsă acasă, Yi-hyun izbucnește în plâns pentru că este devastat de ultimele evenimente, dar știe că trebuie să continue. Sufletul ei nu se va odihni până când Du nu va plăti pentru crimele sale. Ea este singura care se poate salva, este singura care poate merge mai departe. Du este responsabil pentru moartea lui Cole, el i-a schimbat prescripția cu una dăunătoare care l-a amețit și a provocat un accident la locul de muncă. Du este arestat de poliție, dar nu au nicio dovadă credibilă că este vinovat. Youngmin încearcă să-l prinde, dar ajunge să fie atacat, deoarece Du se preface a fi victima în această situație. Youngmin și Yi-hyun sunt de acord să ducă telefonul la un expert în tehnologie, astfel încât să poată recupera videoclipurile din el, să le folosească drept dovadă, dar când o fac, Yi-hyun începe să dispară, așa că decide să oprească procesul. În acea noapte, Du instalează o cameră secretă în mașina lui Youngmin, iar mai târziu șoferul găsește fantoma lui Kim Jong. El își amintește că Kim Hyun i-a sugerat să locuiască în casa ei mare să stea ascuns o perioadă. De asemenea, a promis că va avea grijă de sora lui, dar în schimb a ucis-o. Kim Jong devine furios și pe care îi devine un spirit rău, dar sora lui îl ține legat de realitate și îl imploră să rămână cu ea. Kim Jong îi spune lui Youngmin că are o registrare secretă a conversației sale cu Kim Hyun în vechea casa părinților săi. Cei doi sunt acum într-o relație. Apoi el și sora lui trec mai departe. Youngmin găsește această înregistrare în camera secretă a lui Du, dar deoarece nu știe unde se află, Du decide să o viziteze pe Kim Hyun cu telefonul pentru a o speria. Apoi așteaptă să plece de acasă și o urmărește. Fost asistent îl duce direct la locația lui Du. Cei doi încep să se lupte până când Du pune mâna pe telefon. Acum că îl atinge, poate să o vadă pe Yi-hyun. Du arde telefonul ucigând-o pe Yi-hyun și scăpând de dovezile împotriva lui. Totuși sufletul lui Yi-hyun este încă în casă. Du se întoarce la trupul în timp ce poliția arestează pe Du. Youngmin este zamăgit, dar Hwang Soo vizitează și îi spune că fica lui este în viață. Cineva a încercat să o moare în spital, așa că a transferat-o acasă și a angajat proprii doctori. Hwang Soo duce pe Youngmin la iubirea vieții sale, iar asta trezește când își ating mâinile. Între timp Du este interogat de detect, dar este lăsat să plece când Kim Hyun intră în secția de poliție, mărturisind în mod fals că ea a fost cea care a comis toate crimele pe care l-a învinuit pe Du. Du este apoi dus la spital. Mai târziu este eliberat, în timp ce Kim Hyun este închisă. În acea noapte în închisoare, Kim Hyun decide să comită ceva de neconceput. Toată lumea este enervată de faptul că Du este liber, așa că îi pun la cale un plan.
Când Duce se întoarce la spital, Sori îl informează că Ihyun este din nou pacient deoarece a supraviețuit cumva, deși toată lumea credea că este moartă. Duc crede că are șansa să o termine odată pentru totdeauna, dar Youngbin intervine și îl oprește împreună cu poliția. Duo ia pe Sori o statică și ajunge la mașina lui. Duc reușește să scape cu mașina, dar Youngbin este cel care, în cele din urmă, îl oprește. Deși doctorul a reușit să evadeze de poliție, Duo amenință însă că își va lua propria viață, dar Youngbin îl dezarmează și spune că nu îi va permite să moară atât de ușor. Trebuie să plătească pentru crimele sale. Acum că totul a ajuns la locul lui, Youngbin și Hyun pot în sfârșit să se întâlnească cu adevărat și să-și împărtășească primul sărut. Doctorul Duo ajunge în închisoare, iar în prima noapte este vizitat de trei spirite rele care au așteptat să se răzbune pe el. A doua zi, Hyun raportează pentru Duo, iar Duo și Hyun reușesc în sfârșit să se răzbune pe Youngbin, dar șeful îi dă o zi liberă să se odihnească. Youngbin profită de această ocazie pentru a se întâlni din nou cu ea și pentru a o prezenta prietenilor săi. În cele din urmă, Youngbin găsește fantoma mei sale și cei doi se împacă. Youngbin își cere scuze pentru că a învinuit-o în acea dimineață, iar Hyun își cere scuze pentru că a fost motivul pentru care a murit. Kim Jin îi iartă pe amândoi și le urează o viață fericită înainte de a trece mai departe. În cele din urmă, tânărul cuplu decide să continue să lucreze cu fantomele. Într-o noapte găsesc o fantomă de femeie, iar Hyun nu poate să o găsească. Youngbin spune că nu poate să o vadă deoarece acum este doar un om normal. Oricum, femeia spune că îi poate plăti ducându-i la o pungă de bani pe care niște gangsteri au ascuns într-un loc secret. Cu asta, Youngbin începe să conducă.